Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele 50 de minute împreună cu noi și așa cum am obișnuit și în seara aceasta venim în fața dumneavoastră cu o nouă temă și cu un invitat deosebit, un prieten al emisiunii noastre, așa că îi spunem bun revenit domnului reverend doctoran Sorin Horia Trifa, preot misionar în cadrul Bisericii Luterane Sinodul Missouri. Sorin, bine ai revenit! Cătălin, bine te-am regăsit, mulțumesc pentru invitație! Iată-ne din nou în contextul emisiunii Realității la zi și în seara aceasta vreau să te provoc la o temă, a spune eu, foarte importantă, mai ales în contextul acesta pandemic și post-pandemic, dacă putem vorbi despre starea aceasta de post-pandemie, Dumnezeu știe, dar sperăm că suntem deja la sfârșitul acestei molime. Vreau să discutăm despre educație în seara aceasta. Știu că ești un pasionat de învățătură, de studiu și tema pe care ți-o propun este importanța pregătirii teologice în slujirea bisericilor creștine. Vorbim în general despre bisericile creștine, indiferent de confesiune, de ce este important și dorim să aflăm împreună, să stăm de vorbă împreună cu tine, să aflăm de ce este important ca un slujitor, fie că slujește la altar sau e preot, e misionar sau știu eu, păstor, chiar învățător de școală duminicală, un om care să spunem, învață cuvântul lui Dumnezeu, de ce e important ca acesta să se pregătească, mai ales că în vremea aceasta, cel puțin de un an și jumătate, mai mult deja vorbim de o perioadă destul de lungă în care mediul online și nu numai abundă de tot felul de învățături, de mesaje, de să spunem așa, de tot felul de idei teologice scoase unele cu foarte mare, să spunem, îndrăzneală din afara contextului scriptural. Internetul are să spunem darul și pun ghilimele de rigoare de a propaga orice învățătură, fie bună, fie rea, se duce și când s-a dus, din păcate, foarte mulți dintre ai noștri se hrănesc cu hrană care, de fapt, este o travă spirituală. Așa, Sorin, hai să vorbim puțin despre educație. Tu ești doctorand în momentul de față, știu că te pregătești să îți iei doctoratul și te știu ca un om foarte studios, un om care citește. Noi avem aici o bibliotecă pe care mă bucur atunci când te văd de fiecare dată, te uiți, te orientezi să vezi ce a mai apărut și asta îmi dă mie senzația și să spun bucuria că, uite, un om care într-adevăr iubește cartea și ca slujitor, dar bineînțeles și ca om obișnuit. Cum vezi tu lucrul acesta în ceea ce privește importanța educației în general și apoi să luăm așa pas cu pas educația teologică? Din punctul meu de vedere, un om trebuie să fie bine pregătit pentru viață, indiferent de domeniul în care el activează, pentru că orice domeniu implică acțiunile noastre, are nevoie de o anumită pregătire, iar pentru a performa în domeniul respectiv, pregătirea trebuie să fie la cel mai înalt nivel cu putință. Sigur că este foarte greu să asemuim biserica cu un business, de exemplu, cu comerțul sau cu producția sau cu alte lucruri, însă și biserica la rândul ei, deși nu este un business, ci este o misiune de vestire a cuvântului, are nevoie de oameni pregătiți ca să poată să ducă la îndeplinire această sarcină specială. Cu cât un om este mai bine pregătit, cu atât mai mult el interacționează mai ușor cu cei cu care intră în contact, este capabil să răspundă la mult mai multe întrebări, iar biserica, din nefericire, aș putea să zic, pentru o veste nefericită pentru mulți dintre cei care o slujesc, știm cu toții bine faptul că nu se rezumă exclusiv la chestiuni de natură teologică, ci implică o gamă foarte largă de situații, pornind de la familie, la sănătate, la chestiuni economice, financiare și așa mai departe, cu care membrii bisericilor pe care noi le slujim se confruntă, iar aceștia vin de cele mai multe ori la păstori să caute ajutor și alinare,
iar păstorul fie trebuie să se descurce să îi ghideze până la un anumit punct, după care trebuie să știe cel puțin în ce direcție se îndrepte, astfel încât aceștia să poată să apeleze la diversi specialiști. Dacă, de exemplu, problema cu care se confruntă nu este una de natură teologică. În schimb, însă, dacă este una de natură teologică, părerea mea este că păstorul trebuie să facă față oricăror întrebări și să poată să furnizeze răspunsuri pe înțelesul persoanelor respective, astfel încât membrii bisericilor noastre și cei care intră în contact cu biserica noastră să poată să-L descopere pe Dumnezeu. Ne amintim, de exemplu, faptul că Scriptura spune foarte clar că viața veșnică este să-L cunoască pe Cel pe care Tu L-ai trimis. Deci, în esența lui, creștinismul este o... Biserica creștină este o biserică a învățăturii. Biserica creștină se sprijină pe o carte, care este Sfânta Scriptură, o carte de învățături, ceea ce face evident faptul că omul trebuie să fie capabil să citească această carte, deci trebuie să dețină skillurile acestea de bază ale cititului și apoi, bineînțeles, trebuie să aibă cât de cât un nivel optim, astfel încât să poată să înțeleagă cuvintele care sunt așternute pe această foaie, astfel pe foile acestei cărți, astfel încât să reușească să articuleze cine este, cum este, ce face Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la noi, astfel încât să poată să facă parte din biserica creștină. În consecință, părerea mea este că nu doar slujitorul bisericii are nevoie să fie un om al cărții, ci orice creștin este în definitiv un om al cărții, pentru că religia creștină este o religie a cărții și toate lucrurile merg legate, astfel încât fără studiu cărții, că vorbim de Scriptură și că vorbim de uneltele pe care le avem în afara Scripturii, fără studiu acesta foarte greu cineva poate să se numească creștin, mai ales din perspectiva reformei din secolul al XVI-lea. Pentru că știm cu toții, până la reforma din secolul al XVI-lea, creștinismul cumva era fundamentat pe un concept că este suficient să fii creștin și apoi cumva biserica se ocupă de toate problemele tale. O reformă, începând cu reforma lui Luther, se apare această nouă idee a relației omului cu Dumnezeu, a comuniunii omului cu Dumnezeu, a faptului că Dumnezeu ni se revelează în cuvântul Său, iar noi îl cunoaștem pe Dumnezeu aplecându-ne și studiind cuvântul Său. Toate lucrurile astea au făcut ca direcția să devină alta, și anume de la un om care considera că creștinismul se limitează la simpla prezență într-o biserică vis-a-vis de care nu se înțelegea nimic, nu se înțelegea nici ce se predică, nici nu se înțelegea liturghia, nici obiceiurile sau tradițiile nu erau cunoscute, însă omul considera că simpla lui prezență fizică, spațială în acea biserică este suficientă pentru mântuire. Odată cu reforma luterană, lucrurile se schimbă și omul ajunge să își dea seama că are nevoie să îl cunoască pe Dumnezeu, să îl înțeleagă pe Dumnezeu, astfel încât să poată să intre într-o comuniune mântuitoare cu Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care credința și cunoașterea lui Dumnezeu, cel puțin din perspectiva mea, merg mână în mână. Credința fără cunoașterea lui Dumnezeu, am spus-o și o repet întotdeauna, nu este altceva decât un șir mai scurt sau mai lung de superstiții nefericite, care nu conduc spre un destin dorit, ci spre unul, din păcate, nedorit. Ca atare, credința trebuie să meargă mână în mână cu cunoașterea lui Dumnezeu, sigur, cu amendamentul, Cătălin, că nu facem din cunoașterea lui Dumnezeu un sacrament, adică un mijloc al Harului, astfel încât să spunem cu cât cunoaștem mai mult despre Dumnezeu, suntem mai mântuiți și cu cât cunoaștem mai puțin, suntem mai puțin mântuiți. Cunoașterea este însă un lucru de care avem nevoie și eu cred foarte sincer că orice creștin care se apropie de Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu și gustă din Dumnezeu,
încet, încet simte nevoia să se hrănească din ce în ce mai mult din Dumnezeu, prin cunoașterea lui din Cartea Sfântă. Așa este și îmi place cum ai pus problema, practic extins pregătirea aceasta inclusiv la ceilalți creștini, mai ales că biserica, lăcașul de cult, încă de la începutere a fost și un loc de învățătură. Oamenii au învățat să citească, acolo au apărut primele tipografii. Deci, până la urmă, relația dintre educație și școala, dintre educație și biserică, a fost întotdeauna o relație foarte, foarte strânsă. Și clar că primii beneficiari, cine erau oamenii citiți în vechime, erau exact oamenii credinței, oamenii care studiau Cuvântul lui Dumnezeu. Sorin, să ajungem și la momentul reformei, dar înainte de la momentul reformei, pentru că este un punct critic atunci, a zice eu, în dezvoltarea acestei relații a slujitorului cu Sfânta Scriptură, în primul rând, cu descoperirea adevărului Sfintei Scripturi, hai să ne uităm puțin în vechime, în, așa cum am numit noi, în patristică, în părinții bisericii. Știm că și celelalte religii au practicat scrierea învățăturilor, să spunem, sfinte, așa cum le numeau. Fiecare religie are, să spunem, au cărțile lor, au obiceiurile lor, pe care au obișnuit să și le noteze într-un limbaj sau în altul, da? Dacă vorbim despre creștinism, la început, hai să luăm chiar cu începutul bisericii. Unul dintre marii învățători ai creștinismului a fost Sfântul Apostol Pavel, da? El a fost cel care a și scris și le avem și noi astăzi în Sfânta Scriptură cărțile, deci practic primele forme de învățătură. El la rândul lui fiind un erudit, un om la vremea respectivă, un om foarte învățat și asta a fost un mare avantaj. Am văzut că a avut uși deschise cam peste tot, unde s-a dus, inclusiv în Atena atunci când se afla între marii filozofi ai vremii acelea. Hai să vă luăm puțin așa, cum vezi tu evoluția aceasta și importanța, pentru că, de ce? Atacăm o problemă contemporană și cu asta am început. Lipsa de necunoștință, lipsa de educație generează erezie. Și nu vorbim de ereziile care au fost tratate și unele mai apar și acum, au fost tratate în conciliile pe care noi am mai discutat și cu alte ocazii. Vorbim de erezii noi, învățături noi și sunt o grămadă și le vezi și tu și le văd și cei care ne urmăresc. Și unii, din păcate, se lovesc cu ele și le înghit fără să rumege. Sunt luate de bune niște învățături care n-au nicio treabă cu adevăr. De ce? Din lipsa de studiu. În primul rând, a noastră ca enoriași, că oamenii nu mai citește, să recunoaștem lucrul acesta, dar și a celor care se pretind că slujesc, dar ei la rândul lor... Dar nici ei nu citesc. Și nu citesc nici măcar minimorul care înseamnă... Și apoi pregătirea aceasta teologică, o să vorbim luăm câteva exemple clar, dar hai să o luăm așa puțin de la începutul. Cum vezi tu importanța, cât a fost în trecut și ne oprim puțin la ce a însemnat pentru Martin Luther descoperirea Sfintei Scripturi și, bineînțeles, ceea ce a făcut el și apoi vedem, ne întoarcem în zona contemporană. Da, creștinismul nu a apărut așa într-o lume tabula rasa, într-un deșert în care nimic nu exista, nimic nu fusese făcut până atunci. Creștinismul a apărut în cadrul unei societăți emancipate la momentul respectiv din punct de vedere intelectual, din punct de vedere cultural, cu o vastă istorie și o vastă cultură. Ne amintim, știm foarte bine, de exemplu, despre civilizația greacă, despre filozofia greacă. Roma, de asemenea, era la o formă de apogeu din punct de vedere cultural, intelectual și așa mai departe. Acesta este mediul în care creștinismul apare. Palestina, de asemenea, era un mediu cultural. Avem deja noul, Vechiul Testament. De asemenea, exista o tradiție, o teologie a fariseilor foarte bine dezvoltată. Avem alte grupuri de, să le numim așa, un fel de secte iudaice, cum sunt esenienii și alții, care toți se bazau pe anumită materie intelectuală pe care își fundamentau credința. În acest context apare creștinismul și atunci creștinismul, desigur că s-a exprimat la rândul lui în acest context în care ne aflăm. Și îl vedem, așa cum bine ai amintit,
pe Sfântul Apostol Paul, care a fost unul dintre cei mai învățați farisei la momentul acela. El însuși afirmă faptul că era printre cei mai de sus dintre cei de vârsta lui. Anti Wright are o carte excepțională care se numește Sfântul Apostol Pavel, o biografie. Cred că acesta este titlul în limba română. Și acolo spune, de exemplu, faptul că Sfântul Apostol Paul era foarte, foarte, foarte bine educat în cunoașterea scripturilor evreiești, ale Vechiului Testament, era foarte bine educat în cunoașterea tradițiilor evreiești, a valorilor credinței evreiești. De aici și zelul lui atât de mare în a apăra toate aceste lucruri. Dar mai mult decât faptul că el era educat în cunoașterea legii, în cunoașterea tradițiilor și a credințelor evreiești, Sfântul Apostol Paul îl vedem, cel puțin în epistolele sale și în faptele apostolilor, capabil să dialogheze de la egal la egal cu filozofii vremii respective. Sfântul Apostol Paul stăpânea foarte bine limba greacă la nivel academic, era practic un erudit. Sfântul Luca, Sfântul Evanghelist Luca, de asemenea era un medic, iar dacă privim toți cei care cunosc chiar și la un nivel modest, au cunoștințe de limbă greacă, coine de limba greacă veche, știu foarte bine faptul că Evanghelia lui este scrisă într-o limbă greacă foarte academică, limba greacă a învățaților. Deci iată iarăși un personaj foarte bine educat. S-a tot vehiculat, cel puțin în generația noastră, datorită impactului acestor culte care pun foarte mult accentul pe lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt, pe care eu nu o neg, aceste cercuri carismatice care vin și spun că Duhul Sfânt mișcă pe absolut oricine și iată ce a făcut el din niște simpli pescari. Să știi, Cătălin, că tu cunoști foarte bine trecutul meu și știi că educația mea nu se limitează strict la cea teologică, vin dintr-un mediu de business unde cred că am performat suficient de mult și am cunoscut și la capitolul acela destul de bine anumite lucruri. Și aplecându-mă asupra condiției apostolilor, am realizat faptul că ei nu erau niște simpli pescari sau niște simpli oameni fără niciun fel de educație pe care Duhul Sfânt i-a mișcat și au ajuns să facă lucrarea aceasta minunată pe care o găsim descrisă în Faptele Apostolilor și în alte istorioare din proximitatea Bisericii Apostolice. Eu aș tinde să cred că marea majoritate a lor, cel puțin pe cei care îi cunoaștem din Scriptură, erau oameni educați. Petru și fratele său Andrei erau pescari, însă nu erau pescari de rând, ei erau niște businessmeni în ceea ce privește pescuitul. Ei practic, am putea să spunem că aveau o companie de pescuit pe care o conduceau. Dovadă este că aveau mai multe bărci. Din Evanghelie ajungem la concluzia că aveau mai multe bărci sau vapoare de pescuit care se aflau sub patronajul lor, deci aveau o întreagă flotă pe care cei doi frați o manageuiau așa cum fac managerii de astăzi cu marile lor companii. Pentru nivelul veacului respectiv, eu cred că putem să-i numim și pe Petru și pe Iacov, dar și pe Petru și pe Andrei, dar și pe Ioan și pe Iacov, fiii lui Zebedei, care știm de asemenea că erau pescari și se aflau în aceeași condiție de antreprenori în această industrie a pescuitului, putem să-i asemuim fără dar și poate cu managerii marilor companii din zilele noastre. Ceea ce înseamnă că ei aveau o formă de educație atât de dezvoltată încât să poată să ducă aceste afaceri pe mai departe. Apoi îl avem pe Sfântul Evanghelist și Apostol Matei, despre care știm că era un vameș, era un bun cunoscător al științei matematicii, putea să facă calcule, cunoștea limba, era într-o relație directă cu Imperiul Roman în administrarea statului Israel. Deci era un om la rândul lui educat din multe puncte de vedere. La fel, dacă mergem spre Vechiul Testament, marea majoritate a profeților din Vechiul Testament erau din rândul preoților.
adică din rândul unei grupe de oameni foarte bine educată. Foarte puțin dintre ei au fost oameni complet needucați. Mai este un lucru important. De multe ori punem păstoritul, de exemplu, contextul evresc al Vechiului Testament, la egalitate cu păstoritul din contextul veacului nostru, unde știm bine că marea majoritate a celor care pasc oile pe dealul, pe munți, sunt oameni mai puțin educați. Lucrul acesta nu trebuie să îl transpunem în timpul acela. Nu înseamnă că păstorii respectivi nu erau educați. Ei știau să citească, cunoșteau scripturile, cunoșteau Tora și așa mai departe, mergeau în sinagogi, ori de câte ori aveau posibilitatea. Deci aveau un nivel de cunoaștere destul de ridicat. Despre Moise, de exemplu, ni se spune că a fost timp de 40 de ani educat în școlile egiptene și că cunoașterea lui era la un grad foarte ridicat. Spune Noul Testament că era educat în toată știința Egiptului. Și foarte interesant, mi-aduc aminte, am participat în urmă cu foarte mulți ani, 7-8 ani, la o ședință de grup, unde, deși nu eram, nu era o chestiune creștină, ni s-a pus întrebarea, cine credem noi că a fost cel mai mare manager care a existat vreodată în lume? Și au fost atunci tot felul de exemple, concluzia rămânând însă aceea că Moise a fost cel mai mare. El a fost omul care a fost atât de abil, sigur, cu iluminarea Duhului Sfânt, dar el a fost suficient de bine educat astfel încât a știut cum să conducă aproape sau puțin peste 1 milion de oameni, au fost vreo 600.000 de bărbați, timp de 40 de ani prin pustiu, ținând grupul acesta unit și ducându-l în cele din urmă la destinația. Chiar lui. Două generații de oameni. Gândiți că prima generație au murit și unii care s-au născut, da. Dai seama să-i oameni să-i crești în pustie. Iosif, la fel, cel care a administrat Egiptul într-o perioadă de criză colosal de mare. Noi foarte nici nu ne închipuim acum ce înseamnă o criză. Crizele acestea, cum sunt COVID-ul sau criza financiară din 2009, eu cred că sunt nimicuri față de criza care a afectat în acei 7 ani Egiptul și foametea care s-a bătut. Și iată un Iosif... Și nu Iosif, numai Egiptul, și toate cele de lângă. Exact. Și iată un Iosif suficient de bine educat care reușește, bineînțeles cu ajutorul lui Dumnezeu, nu negăm, noi nu punem tot în seama omului, dar nu putem să lăsăm la o parte și interesul omului pentru dezvoltarea sa. Și așa, Avram de asemenea era un om bogat, ceea ce ne lasă de crezut că el era un fel de antreprenor al vremii respective, cunoscător al modului în care se făceau afacerile la vremea respectivă. Deci atât, dacă luăm fir de păr personajele biblice de la început până la sfârșit, constatăm că fiecare dintre ei, dintre marile personaje ale Bibliei, nu au fost oameni delăsători la capitolul educație și atenția acordată studiului și învățăturii. Nu erau oameni delăsători din punct de vedere al studiului. Așa este, confirm, și asta este un lucru mare, pentru că trebuie să învățăm de la asemenea. De asta am vrut să amintim ce s-a întâmplat înainte, pentru că noi, generația de asta, trebuie să învățăm de la cei din înaintea noastră modul în care ei s-au raportat la educație. Știu că, într-adevăr, școala poate reprezenta un bau-bau, cum în ceea ce privește ideologia sau știu alte lucruri, dar nu asta este tema noastră, ci vorbim despre educația de bază, care fiecare creștin trebuie să aibă și mai mult în special al slujitorilor o pregătire deosebită în ceea ce privește studierea Scripturii. Fii atent, tu ești slujitor, Sorin, și plecând de la un mare învățător al creștinului, vorbim despre Martin Luther, un alt mare erudit la vremea respectivă, el a fost uimit să descopere în Scriptură niște adevăruri pe care probabil nici el nu le știa înainte să apuce să studieze, să traducă Sfânta Scriptură. Ce înseamnă, care crezi tu că a fost impactul major cunoașterea Scripturii asupra lui Luther? Cu ce l-a schimbat? L-a schimbat radical.
Luther a devenit complet un alt om. Iar Luther a înțeles foarte bine cât de important este ca omul să aibă educația minimă, astfel încât personal să poată să ia Scriptura în mână și să o citească. Lucrul acesta a fost atât de important pentru el încât a tradus Scriptura în limba germană, într-o limbă germană accesibilă poporului de rând. De ce? Pentru că interesul lui Luther a fost ca orice om să se poată să deschidă Scriptura, nu numai cei care ajungeau să studieze la universități sau ajungeau să fie călugări sau să slujească biserica, adică oameni care, despre care deja știm că aveau cunoștință de carte, deși sunt dovezi istorice din timpul lui Luther că existau analfabeți chiar și în rândul clerului la momentul respectiv, oameni care pur și simplu memorau anumite formule liturgice pe care le tot repetau, dar ei nu aveau cunoștința cititului sau nu știau să scrie. Luther a militat enorm de mult ca oamenii să învețe să citească cu scopul de a citi Scriptura. De aceea Luther și Biserica Luterană din secolul al XVI-lea a insistat enorm de mult pe crearea de școli. S-au creat școli, acolo păstorii au jucat în multe dintre ele și rol de profesor și s-a predat acest minim de educație tinerilor, copiilor, dar și oamenilor mai în vârstă, astfel încât ei să se poată apropia singur de Scriptură, să poată să studieze Scriptura, să poată să se roage, să poată să înțeleagă liturghia și învățătura bisericii. Iar în ceea ce îi privește pe studenți, Luther a pus un foarte mare accent și a fost foarte drastic în ceea ce privește studiile. Ei au militat, ne aducem foarte bine aminte, pentru întoarcerea la limba în care Noul Testament și Vechiul Testament au fost scrise, adică au pus un mare accent pe studierea limbii grecești și limbii ebraice, astfel încât să ne apropiem de Scriptură în textul cât mai apropiat de cel pe care l-au scris Sfinții Apostoli, respectiv în cazul Vechiului Testament, Sfinții Profeți, cu scopul de a cunoaște cât mai clar. Și de asemenea Luther a pus un foarte mare accent pe studiul lingvistic, astfel încât să putem să redăm cât mai corect ceea ce Scriptura spune. Iar și nu în cele din urmă, faptul că Scriptura s-a adresat inițial unei audiențe de acum, să spunem, 2000 de ani, în cazul Noului Testament, astfel încât noi trebuie să cunoaștem contextul în care audiența respectivă trăia și din punct de vedere istoric, dar și din punct de vedere cultural, lingvistic, filozofic și așa mai departe, pentru că numai în felul acesta vom putea să înțelegem ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne transmite. Are de spus și pentru exact, generația asta. Dar ceea ce cuvântul lui Dumnezeu are de spus pentru generația asta, cu siguranță nu poate să fie în discrepanță față de ceea ce a avut de spus pentru generația căruia a fost destinată. Exact. Iar ca să nu ajungem la învățături care sfidează pur și simplu Scriptura, așa asta o spun, pentru că și în mediul protestant există numeroase astfel. Mediul evanghelic, să spunem. Dar hai să spunem un mediu protestant, mai, ca să lărgim un pic familia. Toate acestea vin datorită faptului că noi luăm niște afirmații care s-au făcut în urmă cu 2000 de ani și pur și simplu le trântim în prezentul nostru și spunem, uite, Domnul spune așa. Deci cu toții trebuie să facem lucrul ăsta, fără să ne gândim ce însemna pentru contextul respectiv toată învățătura aceasta, ce a înțeles cel care a spus-o, ce a înțeles cel care a perceput mesajul respectiv și dacă aceleași lucruri, dacă noi în momentul de față ne raportăm sau nu corect la ceea ce s-a înțeles atunci. Și acesta este motivul, de exemplu, așa cum tu ai afirmat în introducere, motivul pentru care noi ne aplecăm nu numai asupra Scripturii, pentru că astăzi tot aud acest lucru. Sunt atât de frustrat în sinea mea
De multe ori, repet, când stau de vorbă, în special cu frați și cu prieteni din mediul evanghelic și care îmi spun, domne, Biblia, eu am numai Biblia, Biblia și numai Biblia, sola Scriptura, pentru că știind că sunt luteran, tot timpul mi se aruncă în față sola Scriptura. Dragii mei, dar sola Scriptura nu a însemnat, nu înseamnă și nu va însemna niciodată Scriptura într-un vid, în absența oricăror altor lucruri. Acest lucru nu înseamnă sola Scriptura. Sola Scriptura înseamnă că Scriptura este în vârful tuturor lucrurilor. Adică Scriptura este mai presus de orice altceva. Scriptura este cea care trasează delimitează ceea ce este adevărat de ceea ce este fals mai jos de ea. Dar asta nu înseamnă că noi nu mai citim niciun fel de istorie, niciun fel de filosofie, niciun fel de economie, niciun fel de tehnică, nimic altceva, pentru că noi avem sola Scriptura, adică numai Scriptura. Inclusiv Scriptura, dacă vrem să fim cu adevărat sola, ar trebui să ne raportăm la ea în limbile în care au fost scrise, pentru că în momentul în care o citim în traducerea Cornilescu, ar trebui să avem câteva tool-uri la îndemână să vedem dacă Dumitru Cornilescu a tradus corect sau, cel puțin fericit ceea ce a făcut. Dar motivația pentru care noi studiem și istorie, în general noi studiem patristică foarte mult, limbile Bibliei, contextul istoric, atât în Biserica Apostolică, cât și în Biserica Medievală, cât și în contextul Reformei și așa mai departe, este tocmai ca să înțelegem cât mai bine ceea ce Scriptura vine să ne spună. De aceea avem nevoie de tradiție. Tradiția nu este un lucru pe care noi, Cătălin, ar trebui să-l aruncăm la gunoi. Și cred că evanghelicii și protestanții, în general, fac o uriașă greșeală aruncând tradiția la grămadă, la tomberonul istoriei. Tradiția conține numeroase lucruri benefice credinței creștine din multe puncte de vedere. Și în loc să o aruncăm la tomberonul istoriei, noi ar trebui să discernem pe baza Scripturii, ceea ce este corect și benefic în tradiție, de ceea ce este incorect și, bineînțeles, otrăvitor în tradiție. Lucrul acesta l-a înțeles, de exemplu, Martin Luther cu privire la tradiție. Sola Scriptura domina tradiția, sola Scriptura niciodată în viziunea lui Luther nu a însemnat eliminarea definitivă a tradiției, ci a însemnat doar acel bisturiu prin care tradiția a fost decupată sau din tradiție s-au decupat toate acele învățături păguboase, nesănătoase și înlăturate și păstrarea ceea ce era corect. Și aș vrea să te întreb, de exemplu, cum am putea noi să știm modul în care biserica a interpretat Sfânta Scriptură acum 1600, 1700, 1900 de ani, dacă nu apropiindu-ne de scrierile Sfinților Părinți, de istoria patristică și așa mai departe. Și în felul acesta descoperim modul în care ei au interpretat anumite pasaje din Scriptură, modul în care ei au înțeles anumite contexte din Scriptură și în felul acesta ajungem să înțelegem închinarea bisericii noastre, doctrinele bisericii noastre și inclusiv tradițiile pe care fiecare dintre noi, că ne numim luterani, baptiști, penticostali, ortodoxi și așa mai departe, nu putem să negăm că nu le avem. În absența acestui studiu, noi suntem văduviți de enorm de multe elemente și ajungem să interpretăm în mod eronat învățătura pe care Martin Luther a formulat-o cu privire la preoția tuturor credincioșilor. Martin Luther nu a vrut să spună prin preoția tuturor credincioșilor că fiecare credincios este un teolog în sinea lui independent și un preot care poate să facă orice serviciu la el acasă. Exact. Nu orice credincios este normas. Pentru că haideți să spun un lucru care s-ar putea să fie, să lezeze un pic, dar este foarte, foarte adevărat. Am avut o discuție cu părintele meu de la doctorat, cu profesorul meu de la doctorat și el, fiind romano-catolic, îmi spune așa. Romano-catolicii au magisteriu care interpretează Scriptura. Ce spune magisteriu? Așa fac toți.
Ortodoxii și luteranii sunt în marea lor majoritate sinodale. Acolo este sinodul episcopilor cu teologii, sfinții părinți, care stabilesc anumite norme și luteranii se bazează foarte mult pe învățătura sfinților părinți, fie că vorbim despre părinții bisericii apostolice, fie că vorbim despre părinții bisericii luterane din secolul al XVI-lea și lucrurile așa merg. Vin însă evanghelicii unde fiecare credincios este stăpânul Scripturii și fiecare credincios trasează norma de interpretare a Scripturii și adevărul Scripturii se află în mâna lui. Așa e. Realitatea este că despre asta vreau să vorbesc. Nu stau în felul acesta și preoția tuturor credincioșilor nu înseamnă faptul că fiecare dintre noi cu Scriptura în mână știe și stabilește toate normele credinței corecte. Sorin, dăm voie să dau un exemplu practic. L-ai auzit anul trecut și a riscat multe controverse între noi evanghelicii. Împărtășania, cina Domnului. Au fost atât de multe în care nu știu câte variante de a da de acasă, de a lua la pachet, de a te duce cu vin, fără vin, cu must, fără must. Și până la urmă serviciul online de împărtășanie, lei împreună cu biserica online. Deci multe lucruri. Bisericile, cele care într-adevăr rămân sub tutela cultului baptist, indiferent de apartenența, componenta Alianței Evanghelice, majoritatea au rămas la a aștepta până se va putea face împărtășania. Au fost o grămadă de idei și, bineînțeles, de oameni care au provocat și au și pus în practică împărtășania în forme, în multe forme, și am tot discutat aici. Deci, o controversă majoră. Dacă eram într-un cult tradițional, da, într-o biserică tradițională, ai văzut că și acolo au fost afectat la fel. Nu au fost scutiți, dar acolo tot așa. S-a așteptat sau s-a făcut cu o anumită restricție. Dar la noi a fost așa o libertate, fiecare a făcut, au căsăpit serviciul acesta. Nu mai vorbim, să spunem, la noi nu e sacrament, dar cel puțin, nici măcar minimul respect de a-l face împreună, de a fi părtășia împreună cu adunarea, serviciul de împărtășire. La, de exemplu, în tradiția luterană, Sfânta Euharistie, Sfânta Cină este un sacrament. Și atunci ea trebuie să beneficieze de o atenție extrem de specială. Biserica luterană, cel puțin confesională, niciodată nu a împărtășit prin virtual, prin intermediul internetului. Sunt mai multe motivații pentru care lucrul acesta nu se poate face, însă nu mai intru în ele, nu mai intru exact să le discut, pentru că am depășit momentul acela. Și noi, ca Biserica Luterană în România, am preferat să așteptăm până la momentul în care împărtășania s-a putut face. De asemenea, noi avem o învățătură care spune că împărtășania nu, ca și actul predicării, ca și altul actul împărtășirii cu Sfânta Cină sau cu orice sacrament, cum este și botezul, nu poate avea loc dacă nu sunt prezenți un slujitor ordinat al bisericii care este însărcinat de către biserică să administreze actul, sacramentul respectiv sau actul respectiv, inclusiv predicarea. Pentru că aici trebuie neapărat să fac o precizare. În bisericile cu verticalitate, și aici cred că sunt foarte multe din multe culte, predicarea este un serviciu la care omul este chemat de către biserică și însărcinat sau autorizat, haideți să spunem așa, ordinat, hirotonit de către biserică să îndeplinească acel serviciu. Nu oricine vine, se ridică la amvon și își varsă gândurile asupra mulțimii, pentru că suntem într-o preoție a tuturor credincioșilor. Sfântul Apostol Paul spune foarte clar în Roman capitolul 10 că nimeni nu poate să predice fără să fie chemat și fără să fie autorizat, adică însărcinat, trimis să facă acest lucru. Deci întotdeauna într-un act de cult în care eu includ și predicarea, pentru că predicarea este un atribut al Bisericii lui Hristos, predicarea
nu poate fi făcut așa, mă trezesc eu dimineață, ieși și încep și predic. Biserica trebuie să mă trimită, să mă însărcineze să fac acest lucru. Pentru că aceasta este lucrarea bisericii, nu a individului. Noi lucrăm ca indivizi, dar lucrăm sub marea umbrelă și autoritatea bisericilor din care facem parte. Tu din Biserica Baptistă, eu din Biserica Luterană, alții din Biserica Catolică, Ortodoxă, Penticostală și așa mai departe. Deci toți oamenii care predică sunt autorizați, fiecare biserică își autorizează în felul ei acest slujitor de predicare. Dar în orice act al bisericii, că vorbim despre predicare sau că vorbim despre administrarea sacramentelor sau actelor de cult, cum sunt în bisericile evanghelice, trebuie să existe un slujitor autorizat să celebreze actul respectiv și cel puțin o persoană care să recepționeze actul respectiv, pentru că predicarea nu se adresează stâlpilor, pereților sau copacilor, ci se adresează unor urechi care aud și înțeleg predicarea respectivă. Deci cel puțin o persoană trebuie să fie prezentă în biserică. Sigur că în bisericile, în cazul COVID și a crizei COVID prin care am trecut, am înțeles faptul că oamenii se aflau în spatele unei camere de luat vederi. Însă, în ceea ce privește actul împărtășaniei, acolo trebuie să fie prezent celebrantul, adică persoana autorizată, însărcinată de biserică să celebreze acest sacrament, pentru că nu vine oricine de pe stradă, nici măcar în bisericile evanghelice, să celebreze acest act de cult, și acolo există persoane autorizate de către biserică în acest sens, și cel puțin o persoană care să primească actul respectiv. Pentru că Domnul Iisus Hristos, din perspectiva noastră, spune foarte clar, luați, mâncați! Acesta este trupul meu, beți, acesta este paharul noului legământ. Ori ca acest act de cult să fie valabil, el trebuie să fie în totalitatea lui, adică să coexiste acolo elementul acesta al consacrării, dar și elementul consumării lui, ori printr-o cameră de luat vedere actul respectiv nu poate fi consumat. Eu ca păstor nu știu dacă persoana respectivă îl consumă sau îl aruncă la gunoi sau ce se întâmplă. Este de aceea bisericile care au avut verticalitate din punctul meu de vedere nu au practicat o împărtășanie online, ci au preferat să aștepte, mai ales că până la urmă împărtășania este o altă formă de vestire a Evangheliei. Exact, și este o părtășie, adică, de obște, da, a unui grup de oameni. Exact. Sorin, mai avem câteva minute la dispoziție. Vreau să te întreb acum un exemplu practic. Vreau să ne spui, tu ca slujitor, ești un om care se pregătește în mod activ. Dă-mi un exemplu așa din viața ta pentru o predică, cam cât îți ia, cam ce faci, cât de mult investești în pregătirea ta pentru un mesaj pe care l-ai de obicei la biserică. Cătălin, aș vrea să încep prin a spune un lucru foarte important. Cred că și la acest capitol, în multe biserici creștine, se întâmplă un lucru ciudat și periculos în același timp. Însă aici foarte mulți dintre telespectatori ar avea tot dreptul din lume să mă contrazică, dar aceasta este părerea mea. Eu cred că mulți păstori ai Bisericii lui Hristos se transformă în niște vedete spirituale. De aceea, de multe ori am numit, știi, VIP, Very Important Person, Very Important Pastor. Foarte mulți păstori au tendința aceasta a naturii decăzute umane să devină vedete spirituale, vedete ale bisericii. Și atunci îi vezi predicând fără să citească nimic, cu gesturi teatrale și așa mai departe. Pleacă de la un verset, dar nu are nicio legătură cu versetul citit. Lucru pe care eu, mă rog, nu îl văd foarte ok. Un teolog, un păstor al bisericii este însărcinat să vestească Evanghelia și scopul vestirii lui este ca această Evanghelie să fie înțeleasă pe deplin de către cei care îi sunt în audiență, adică cei care participă la liturghia sau la închinarea bisericii respective. Scopul, atunci când urc la amvon și încep să predic, am un singur scop. Nu ca oamenii să zică, vai ce inteligent este păstorul Trifa, vai ce vorbire erudită are, vai ce citate, dar care nimeni nu le înțelege, folosește.
cum leagă el lucrurile. Cum... Nu, scopul meu este ca cel mai slab din punct de vedere intelectual om care este prezent în biserica respectivă, la încheierea predicii să spună am înțeles ceea ce spunea versetul sau pericopa respectivă. De aceea consider că predicarea trebuie să fie într-un mod simplu de înțeles pentru fiecare om, iar acest lucru necesită o pregătire specială. Eu vă spun foarte sincer că ascult mai multe predici înainte pe aceeași temă de la mai mulți păstori, studiez predicile lui Luther pentru că ele există chiar dacă unii le contestă valabilitatea istorică. Mă uit și în diverse comentarii biblice și de acolo încerc să extrag o predică cât mai simplă cu putință, astfel încât oamenii să înțeleagă exact ceea ce Scriptura ne transmite în pericopa respectivă. Nu eu doresc să transmit prin pericopa respectivă. Însă, pregătirea aceasta de predică este completată la rândul ei de o pregătire teologică continuă pe care eu o am și sper că marea majoritate a teologilor, care constă într-un studiu al istoriei bisericii, asupra care mă aplec foarte mult pentru că mă interesează enorm de mult să văd modul în care o învățătură a evoluat de-a lungul anilor, cum a fost ea denaturată de anumite contexte, cum s-a revenit, cum au stat cu ereziile, care a fost apologia bisericii față de anumite acuzații care au fost aduse, cum s-a interacționat cu momentele de criză și așa mai departe. Mă interesează foarte mult să citesc teologie patristică pentru că, repet, consider că această teologie post-apostolică a fost foarte apropiată de teologia apostolică și mă interesează să văd modul în care anumite învățături s-au văzut de către Sfinții Părinți pentru simplu motiv că eu afirm cu tărie și o fac și acum în cadrul emisiunii tale că biserica pe care eu o slujesc este cu adevărat continuatoarea bisericii apostolice în prezent. Ori eu, ca să pot să am fundamentul unei astfel de afirmații, trebuie să văd în ce măsură credința pe care eu am astăzi se suprapune sau, mă rog, coincide cu credința pe care au avut-o primii creștini acolo, în veacul 1, în veacul 2. Este aceeași sau este alta? Și mai apoi, iară, sunt aplecat, de exemplu, asupra limbii grecești, pe care nu o stăpânesc foarte bine, dar mă străduiesc din răsputeri să-i fac față, astfel încât să mă asigur că textul pe care îl prezint este unul înțeles corect. Și, de asemenea, mă aplec foarte mult și asupra filozofiei, și aici probabil că mulți vor face ochii mari, însă consider faptul că, așa cum am mai spus, creștinismul nu a apărut într-un vid, într-o tabula rasă, ci a apărut într-o cultură dominată de filozofie și s-a dezvoltat și a răspuns și a interacționat cu această filozofie și creștinismul s-a folosit de filozofie pentru a se exprima la rândul său în societate. Și ca să putem să avem această înțelegere globală a ceea ce noi la rândul nostru vrem să comunicăm credincioșilor noștri, cred că trebuie să cunoaștem cât mai bine toată această sferă la un loc. Și pe lângă asta, care a spune eu că este obligatoriu să o știm, este să cunoaștem și apoi și contextul actual. Și am vorbit și despre contextul actual, care este enorm pe cei de care important. Îi slujim, celor care le vorbim, trebuie exact. Să-i cunoaștem astfel încât să vorbim în limbajul lor, astfel încât să și fi... să știm modul în care ne apropiem de problemele reale, Cătălin, cu care ei se confruntă. Pentru că degeaba avem niște explicații care nu se suprapun cu nevoia lor. Bun, asta este o altă parte a slujirii de păstor, de suflet de oameni, este să-i cunoști pe fiecare, să stai de vorbă, să petrești ceva timp cu ei, să-i cunoști pe fiecare și să te poți adresa, să spunem, în mod specific. Sorin, mă bucur, o discuție extraordinară. A spune că noi am abordat teme complexe de-a lungul timpului. Uite că și pe tema educației ne-am înțeles destul de bine și în seara aceasta. Suntem pe aceeași lungime de undă și am întâlnit să discutăm împreună asta pentru că am vrut să tratăm o problemă reală, aceea a necunoștinței, a transmiterii prin lipsa de nepregătire a slujitorului a unor informații greșite, informații care pot genera erezii și, bineînțeles, pierdere de suflete de oameni. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că bisericile evanghelice din prezent
la nivel de instituții, să numesc așa, nu s-au culcat pe ureche. Ci iată că există instituții de învățământ susținute de către biserici și la Universitatea București și diverse instituții private care oferă celor care vor să slujească biserica oportunitatea de a atinge un nivel înalt de cunoaștere a religiei, să spunem așa, incluzând în acest termen religie toată sfera aceasta. Și eu personal încurajez pe toți aceia care vor să slujească biserica să nu se culce pe urechea unor cursuri de vară, unor nu știu ce studii biblice făcute cu un american timp de 3 săptămâni cărora li s-a dat și o diplomă de care știu foarte bine, ești tu până la urmă mediu IT, poți să printezi 300 în 10 minute dacă ai o imprimantă mai capabilă, ci să meargă la aceste instituții de învățământ și să studieze, pentru că acolo sunt profesori bine calificați, pe care eu îi cunosc personal, pentru că și eu am studiat, știi foarte bine, la Facultatea de Teologie Baptistă, atât bachelor degree, licența, cât și masterul în teologie, și se pot învăța lucruri fabuloase care să te ajute mai departe în slujirea bisericii, iată, indiferent de ce confesiune aparții. Până la urmă, eu sunt luteran. Dar tot ceea ce am reușit să dobândesc la facultate în cele două programe pe care le-am făcut în România, pe care le-am completat apoi în un program luteran în Suedia și doctoratul, dar toate acestea sunt lucruri care m-au îmbrăcat cu o cunoaștere, spun eu, solidă, astfel încât să pot să merg liniștit și să vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Slavă Domnului, Sorin, îți mulțumesc încă o dată pentru prezența ta în emisiune. Îți mulțumesc mult succes și binecuvântarea din partea lui Dumnezeu în slujirea pe care tu o faci și te mai așteptăm și la altă emisiune. Cu multă plăcere, Cătălin. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în clasele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!